Ok, bună ziua, vă rog să vă prezentați. Bună ziua, mă numesc Nicolae Cojocaru, sunt managerul proiectului Fluxul Vieții, The Flow of Life, implementat de compania Naiman.com SRL, finanțat de către Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic. Ok, cum ați aflat de concursul voucherelor inovaționale în RTU? Despre acest concurs am aflat din cadrul Universității Stat din Moldova, în cadrul unui eveniment organizat de către Incubatorul Inovațional Inventica USM, la care au fost invitați Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, care au prezentat acest proiect și că ulterior mi-a dat interesul și m-am informat mai mult și am aplicat acest proiect. În ce constă proiectul dumneavoastră? Care erau obiectivele inițiale? Proiectul meu este... Proiectul constă în crearea unei sere, independență energetică și termic de condițiile mediu exterioare, care combine câteva tehnologii în sinea sa, prima fiind creșterea de pești în ecosistem închis, a doua este cultura hidroponică care percepe în sine creșterea plantelor fără utilizarea solului pe apă și a treia este utilizarea energiei geotermale pentru încălzirea țării și, desigur, utilizarea panourilor solare pentru alimentarea cu energia întregii țări. Bine, dar care sunt activitățile efectuate la moment și în ce mod au fost implementate? Adică vreau să știu dacă toate aceste obiective au fost atinse, de exemplu. Așa, la moment, practic, proiectul este finalizat aproape în totalitate. Sera este construită integral, panourile solare sunt instalate, toate elementele geotermale și de hidroponică sunt instalate. Unica ce a rămas, practic, să așteptăm până salata va crește la condițiile optime. Și deja analiza rezultatelor și efectuarea probelor de laborator pentru acest fandem care va fi conținut. Practic, a rămas doar să așteptăm până natura va lua parte. Ok, care... Trecem la întrebarea următoare atunci așa. Ce a fost întreprins pentru comercializarea rezultatelor? Pentru comercializarea rezultatelor am avut o mulțime de discuții cu anumiți parteneri care s-au arătat dispuși să achiziționeze produse bio, și nu în cantități mari, dar la calitatea maxim posibilă. Au spus că vor întâi rezultatele analizei de laborator pentru a vedea dacă întrebe aceste produse sunt bio și dacă se va confirma, ei sunt dispuși pentru a achiziționa o producție, poate industrială. Ce va urma după concluderea proiectului? După finalizarea acestui proiect, vom extinde acest proiect prin construirea 4 sau 3-4 serii industriale de suprafața totală de 1000 de metri pătrați, care va instui nu doar 3 tehnologii, dar va fi 7-8 tehnologii pentru perfecționarea serii, deoarece seria nu este încă complet, sau la scrierea proiectului sau permis anumite erori, neștiință de cauză și sperăm că ulterior vor fi aceste efecte negative înlăturate. Păi da, asta și era un din scopul proiectelor, că să realizați un studiu sau să faceți un prototip și evident apar unele. Da, ca orice prototip necesită fi îmbunătățit. Da. Cum a decurs colaborarea voastră cu partenerul de cercetare? Cu partenerii noștri am avut o colaborare cu unii din ei foarte bună, ceea ce ține de Universitatea de Stat cu ambii parteneri, atât domnul Jalencu, care ne-a ajutat foarte mult cu partea de marketing și de logistica întreprinderii, dar și domnul Purcic de la Facultatea de Biologie, care ne-a ajutat foarte mult cu identificarea riscurilor ce ar putea apărea în urma creșterii dozei de amoniac în apă, ceea ce ar putea fi toxic atât pentru pești, cât și ar putea fi toxic pentru mediul ambient. Ce impresie aveți de acest instrument, de voucher inovațional și ce impact a avut el asupra întreprinderii dumneavoastră? Acest instrument este unul foarte binevenit pentru tineri antreprenori. Sperăm foarte mult că el va avea un succes și mai mare în viitor. Impactul asupra întreprinderii noastre este unul destul de considerabil, deoarece întreprinderea nu a avut până acum o asemenea direcție de dezvoltare, s-a cruzat mai mult pe alte aspecte de construcție și de irigație. Respectiv, este un început nou pentru întreprinderi și care urmează a avea un alt aspect și o altă direcție. Vă mulțumesc frumos și succes mai departe!